30 de grame de proteină în 30 de minute de la trezire și 30 de minute de steady cardio. Rețeta succesului. Videoul care a devenit viral pe TikTok, ca și cum asta ar fi soluția perfectă pentru a scăpa de grăsime. Haideți să vedem cât de adevărat este, cât de bine funcționează și cât de completă este această regulă. Din experiența proprie, am să vă spun că, într-adevăr, dacă faci cardio pe stomacul gol în primele 30 de minute de când te trezești pentru cel puțin 30 de minute, așa cum spune regula, sau în prima oră de când te trezești, într-adevăr vei arde grăsimi. În felul ăsta făceam pregătirea pentru concurs. Cardio îl făceam dimineața pe stomacul gol. Acum vine partea cealaltă. 30 de grame de proteină. Ar trebui să fii capabil să ai în sistem 30 de grame de proteină înainte să mergi la cardio. Pentru mine personal, nu este foarte plăcut să mănânc și cu burta plină să merg la cardio. Nu este confortabil. Prefer să fac pe stomacul gol. Și atunci, haideți să vedem care sunt opțiunile, alternativele pentru a avea aceste 30 de grame de proteină sau aminoacizii rezultați din aceste 30 de grame de proteină în sistem, în circulație, în sânge, atunci când faci cardio, pentru a proteja masa musculară și pentru a arde grăsimi. Ei bine, poți lua aminoacizi, da? Aminoacizi de la Jim Beam, pot fi aminoacizi esențiali, asta are nevoie corpul tău. Haideți să vedem care sunt opțiunile pentru a avea acești aminoacizi în sistem. De preferat este să ai aminoacizi esențiali și eventual să suplimentezi cu creatină și glutamină. Eu asta fac. 5 grame creatină, 5 grame glutamină și 20 de grame de aminoacizi esențiali pe care îi poți găsi la Jim Beam. Simplu, ai pus o cupă în apă, ai băut și ai plecat. În felul ăsta, corpul nu se chinuie să digere, dar ai aminoacizi necesari în sistem pentru a nu pierde masă musculară. Doi la mână. Poți bea un shake proteic. Te-ai trezit, îți faci un shake proteic, e ușor de digerat, nu se simte atât de greu în stomac. Eu personal prefer să adaug în shake-ul meu proteic și fibre de psyllium, eventual puțin ovăz, nu foarte mult, scorțișoară, cacao. Asta ca să nu fie doar apă cu proteină, dar poate să fie și doar apă cu proteină. Cred că un lucru important de știut este că dacă ți începi ziua cu carbohidrați, gen fructe, insulina va crește, iar tu, teoretic, nu vei putea arde grăsime pe post de combustibil, ci vei consuma acești carbohidrați care vor fi în circulație. Asta nu este neapărat favorabil dacă vrei să arzi grăsime și vrei să te definești. Însă, nu este nici un lucru total greșit de făcut, pentru că fructele se digeră foarte repede și poate fi o primă masă foarte bună și dacă per total pentru ziua ta ai cardio despre care vorbeam, dar ai și un antrenament de forță și per total tu ești în deficit caloric, atunci corpul tău va lua din rezervele de grăsime, pentru că rezerva de grăsime e ca un depozit la bancă, da? În momentul în care tu cheltui într-o zi, da? Cheltui mai multe calorii decât ai primit, decât ai mâncat, adică, va trebui să mergi la bancă să iei împrumut din grăsimea respectivă. Și asta este ceea ce contează în procesul de definire. Practic, noi oamenii avem ca și sistem de stocare al energiei depozitarea de grăsime. Lucru care este vital pentru a supraviețui. De ce? Dacă ești aici în munți, cum sunt eu acum, și n-ai ce mânca,
efectiv faptul că poți să mănânci azi mai mult, să depozitezi grăsime și poate următoarele zile să n-ai nimic de mâncare și să folosești acel depozit de grăsime, te ajută să supraviețuiești. E o funcție care a ajutat omenirea să supraviețuiască de-a lungul timpului. Însă, în zilele noastre, pentru că noi avem mâncare la dispoziție tot timpul, noi practic punem bani în bancă non-stop, depozităm grăsime, însă niciodată nu accesăm aceste fonduri. Și, practic, ca să te definești și să ajungi la greutatea dorită, tot ce trebuie să faci este să acceseze aceste fonduri. Cum faci asta? Având în fiecare zi un buget, da? Pe care îl consumi, adică calorii pe care le consumi. Aceste calorii ar trebui să fie mai multe consumate decât cele ingerate. În felul ăsta ieși pe minus și mergi și ei din depozitul de grăsimi. Și uite așa, dacă faci asta o perioadă îndelungată de timp, vei ajunge eventual să diminuezi acel depozit de grăsime până la un nivel sănătos sau până la nivelul pe care ți-l dorești tu. La bărbați undeva, aș spune, în jurul procentului de 10%, la femei în jurul 15% spre 20%, dar în funcție de fiecare ce obiective are și cât de mari așteptări are de la el. Da? Bun. Vă pup. Vă iubesc. Lăsați-mi un comentariu dacă ați primit informația și dacă ați înțeles, dacă analogia a fost pentru voi ceva ce v-a făcut să înțelegeți mai bine cum funcționează corpul. Vă mulțumesc și până data viitoare, stați fit, faceți tot posibilul să fiți sănătoși, consumați proteină de calitate și sper că acest video v-a făcut să înțelegeți cam care ar putea fi importanța suplimentelor în viața voastră. Și înainte să închei, vreau să vă spun că dacă sunteți în postura în care puteți să mâncați imediat cum vă treziți, vă recomand să aveți proteină din ou, vă recomand să aveți eventual clătită proteică, aveți albușuri pe site-ul Jim Beam dacă vreți să folosiți albușuri pe post de proteină, plus pudra proteică, da? Clătitele proteice se fac super simplu, un ou, două ou maxim, plus albușuri care sunt proteină, pe care le găsiți la sticlă, da? Pentru extra proteină, plus pudra proteică, o cupă de pudră proteică, plus ceva care să lege acest conținut, și anume fibre de psilium și ovăz. Iar pentru gust, este aroma de la pudra proteică și poate să fie scorțișoară și cacao. Bun. Cu rețeta asta, puteți să vă asigurați mai mult chiar de 30 de grame de proteină. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să vă limitați la 30 de grame de proteină. Este un număr, dar poate să fie mai mult. Din punctul meu de vedere, cele 30 de minute de când te trezești să faci cardio, da, e bine să se întâmple așa, dar poate să fie și într-o oră. Ideal ar fi să reușești să ieși la o alergare ușoară, eventual în aer liber, pentru că mai este o regulă care vorbește despre sănătate și care ajută foarte mult organismul, și anume să iei lumina soarelui, razele soarelui, să le iei la nivelul ochilor, să le privești, da, în prima oră de când te trezești. Asta este iar un lucru și un obicei foarte sănătos. Și făcând asta, veți avea o viață mult mai bună, mai echilibrată. Vă va regla ritmul circadian. Da? Soarele ajută să regleze corpul și să doarmă mai bine și într-un interval sănătos. Interval sănătos ar fi ora 10 seara, 6 dimineața, 8 ore. Aceste 8 ore pentru mine sunt cele mai bune. Cam asta ar fi. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi ce reușiți să implementați, ce faceți deja, ce funcționează și dacă aveți alte întrebări, sunt aici să creez conținut în continuare pentru voi. Vă mulțumesc, o zi absolut minunată. Haideți să vă arăt view-ul ăsta înainte să încheiem.